Val de Moldova a poposit de data aceasta în satul Hirova, raionul Călăraș, localitatea în care s-a născut jurnalistul și omul politic Iurie Roșca. Când s-a născut Iurie, eu aveam 4 ani și ne umplam la magazin să-i aduceam lapte. Am atât de mic încât nu distingeam foarte bine oamenii, dar mama mi-a spus, uite acolo tata curăță fântâna cu niște oameni și asta dădea un sentiment de siguranță, tata e în preajmă. Nu, au dus Matușa că este și primar, mai ani și de un umor, mai e dintre și nula. Da, primar, președinte. Președinte, tot trebuie să și dacă este ca ăsta, ca lu, ca Timof, ce ăsta. Ia să vedem bătrânețele mele. Oare e aceeași pară? Satul Hirova e o liniște adâncă. Pe gerul ăsta, puțin locuitori se încumetă să iasă din casă. În schimb, Iurie Roșca, după aproape un an de când nu și-a mai vizitat satul de baștină, a decis să-și mai amintească de vremurile în care nici nu visa că va ajunge un om de vază în țară. Mihăiță, tu ești șeful! Până în hândichii ăsta mai departe. Oba, nu o să margă. E bun aici, e foarte bine. Tata mi-a făcut să l-am dat sanii, dar până atunci într-un lighean, într-un albi. Și mi-a făcut și caiele. Tu ai avut caiele? Am. Știi cum sunt caiele? Așa e, din lemn și la talpă bătut așa o bucățică de metal și merge la vale, așa e? Noi mergeam din deal până la cântal, aici fratele meu era cel care dribla pe aici. Iurie Roșca, politician din Republica Moldova, a absolvit facultatea de jurnalism, apoi a lucrat în calitate de corespondent la ziarul Tinerimea Moldovei, redactor la Televiziunea Națională. A fost organizatorul nenumăratelor acțiuni de protest în Piața Marii Adunări Naționale, în perioada guvernării primilor doi președinți, dar și pe timpul comuniștilor. În 1989 devine unul dintre fondatorii Frontului Popular din Moldova, apoi prin succesiune devine președintele PCD. A fost deputat, dar și vicepreședinte în Parlament, atât în perioada de guvernare a președintelui Lucinski, cât și în cea a lui Vladimir Voronin. Și a pierdut credibilitatea în fața alegătorilor în 2005, când a votat pentru alegerea lui Vladimir Voronin în funcția de președinte al Republicii Moldova. În 2012 a deschis la Chișinău Universitatea Populară, o școală de educație politică și social-culturală. Pârtia s-a dovedit a fi una cu urcușuri și coborâșuri, ba chiar plină de bolovani, așa cum de fapt este și viața lui Iurie Roșca, plină de evenimente marcante, dar și cu declinuri. Cu toate acestea, de fiecare dată a știut să-și ia sania de sfoară și să urce din nou dealul. Altă alegere nu avea. A revenit în Hirova să uite de cel care este acum. Vrea să-l cunoaștem pe Iura, care a crescut sub ochii părinților și a bunicilor. Băiatul care a crescut cutreierând pădurile. Roșca este o personalitate reprezentativă pentru satul Hirova. Politicianul și-a schimbat locul de baștină de câteva ori. Se poate spune că este de prin părțile Teleneștiului, pentru că s-a născut acolo. O parte din amintirile lui însă țin de satul Hirova, unde a trăit până la 6 ani. Părinții au fost oameni stimați în sat. Tatăl era agronom de profesie, iar mama a fost toată viața profesoară de geografie. M-am născut la Telenești, dar aici m-a adus mama de la maternitate. Asta e casa în care m-a adus, în care am locuit toată familia, eu, tata, mama și fratele meu și sora mea. Și eram gard în gard cu casa părinților tatălui meu. Nu l-am apucat pe bunicul care murise înainte de a ne naște noi, dar bunica Eugenia a trăit mulți ani încă aici. Și asta e fântâna din poarta bunicului meu, Iacob Roșca. Să-mi minte, stăteam pe prispă, acum nu mai este prispă. Vedeți că cumva au închis-o cei care au luat casa după noi. Primăvara mama mă scotea pe prispă
mă lăsa așa să mă uit la soare, la dealuri din partea cealaltă. Prima mea amintire e legată de următoarea imagine. Eram atât de mic încât nu distingeam foarte bine oamenii, dar mama mi-a spus, uite acolo, tata curăță fântâna cu niște oameni. Și asta dădea un sentiment de siguranță. Tata e în preajmă. Ciutura, nu știu dacă e aceeași, dar parcă e aceeași. Parcă e aceeași. Eu cât am trăit în casa asta, nu-mi permitea nimeni să scot apă. Veneam și mă uitam cum scot alții. Deja când veneam, eram mai mărișor, veneam în vacanță. Nu era nevoie să trăiești o viață de om în Hrova ca să te atașezi de aceste locuri. Aici este prispa de pe care a văzut prima dată dealurile colorate ale satului. Aici este fântâna la care nu avea acces pentru că fratele lui mai mare era responsabil de adus apa în casă. În această grădină, el, frații mai mari și verii săi o făceau pe cosmonauții, o profesie tare întrebată în rândul picilor de la sate. Aici, între casa tatălui meu și casa părinților lui, nu era gard. Era ca o singură gospodărie. Și noi, copiii, alergam tot timpul prin curtea asta, prin grădina asta. Și acum stă mătușa Maria, sora lui tata, stă la această casă. E foarte în vârstă. Să vedem dacă reușim să pătrundem. Casa asta pare acum atât de mică, nouă ne spărea enorm atunci. Dar aveam livadă în spate, aveam vișini, acum nu este nimic. Mătuș Marusă! Taci, băi! Iată, aici era un dud mare, era un agut, cum îi spunem noi în părțile astea. Mătuș Marusă, bună ziua! Eu sunt Iura! Nu mă cunoști? Iura Lovania! A trăit toată viața cu părinții. Nu a fost căsătorită niciodată. Acum ea a rămas stăpână în casa părintească. I-a trebuit ceva timp mătușii să-și recunoască nepotul. Nu l-a mai văzut de mult. Nu-i mai permit bătrânețile să iasă din casă, de aceea se alimentează cu vorbele de prin mahala pe care îi le povestește un consătean care are grijă să o mai viziteze din când în când. Dar eu auzeam că ești într-o țară, nu știu unde. Nu, n-am plecat nicăieri. Mătușa Marusa este sora mai mică a tatălui lui Iurie Roșca. Nu? Spune mie că ești dus în toată. Nu auzeam vorbă că ești dus. De tatăl tău? Nu. De seamă de ăștia. Ambasador? Da. Nu. Mă gândeam și eu că nu te mai duci, știi ce? Așa, cu deplasări mă mai duc în tot felul de deplasări. Da, tot așa, da, dar nu cu totul, da. Da, de tot nu mă duc niciodată. Casa bunicilor Roșca a rămas neschimbată, chiar dacă are deja peste 92 de ani. Neschimbate au rămas și scaunele făcute de bunicul lor. Iată, scaunelele astea sunt de când... De când s-a însurat bunelul, da? Da, nu le fășea, el era pește asta, el le fășea. Și noi când veneam aici la bunica, apoi ne așeza pe scaunelele astea și era o masă mare, rotundă, așa ea în casă. Așa-i? După niște copăcei, se zărește casa în care a locuit Iurie Roșca cu părinții. Pe atunci, casele aparțineau gospodăriei colhoznice. După ce s-au mutat la Telenești, în casa a trecut cu traiul altă familie. Acum nici nu mai știa cui e. Aici prima dată am văzut cai la poarta asta. Cai erau hămas la o căruță pe care, cum să spune, o conducea, sau cum să zice, Moș David. Moș David era căruțașul la colhoz și tata fiind brigadier, pe urmă agronom, mergea cu căruța asta pe dealurile gospodăriei. De când se ține minte, Iurie Roșca voia să devină cosmonaut, așa că Iurie Gagarin. Nici nu se gândea pe atunci să devină jurnalist, dar rămite politician. Fratele mai mare al lui Iurie, Iacob, era cel care îi alimenta visele cu jocuri de-a cosmonauții. Așa cum eu sunt născut în 61 și pentru noi era ca o minune, Iurie Gagarin, toți cosmonauții care au zburat după el, și frate m-a improvizat o chestie. Eu zis, domnule, hai că noi toți suntem cosmonauți. Eu, sora mea și frate mea urcam pe cuptor și legam niște țoale la oaltă, niște halate de-a mamei, de-a bunica, ne puneam în spate ca și cum ar fi parașute și săream pe podea.
Și pădea, cam ne doreau tălpile și atunci săream de pe cuptor, pe patul de alături, din preajma cuptorului. Ce scandal făcea bunica. Iurie Roșca este Gheorghe, de fapt. Primul prenume i-a fost ales în cinstea eroului Uniunii Sovietice, Iurie Gagarin. Părintelui din sat însă nu i-a priit alegerea părinților pentru că n-a găsit prenumele Iurie în cartea de nume bisericești. Atunci când m-a dus să mă botez în satul vecin, preotul a spus, dar n-avem așa nume în calendarul bisericesc, e Gheorghe. Ei, dar bun, după numele bisericesc e Gheorghe, dar în acte Iurie, așa o vrut el. Nu a învățat la școala din sat, însă a făcut pentru prima dată cunoștință cu banca la școala din Hirova. Mama lui Iurie Roșca a fost toată viața profesoară de geografie. Pe aici, pe străduța asta, mergeam la școală, în partea cealaltă școală. Mama învăța, era învățătoare de geografie și cam toți verii ei, chiar și cel mai mare, care are 75 de grabă, da? Sunt elevii mamei mele. Și noi alergam de aici cu fratele meu și cu sora mea la școală și țin minte că furam cretă și mâncam cretă, nu știu, cred că aveam probleme cu calciu. Și luam de pe pereți varul și mâncam și var, nu știu de ce. Așa era vârsta și mama ne certa. Iurie Roșca nu își poate face ordine printre localitățile din mintea lui. Acum e la Hirova, dar gândurile îl duc la Chișinău, acolo unde a cunoscut forfota orășenească, astfel ca mai târziu să ajungă să o organizeze chiar el. Fii alături de Asfalt de Moldova ca să o cunoști pe Zinaida Roșca, mama politicianului. Vezi cum era să înveți la geografie, având-o pe mama ca profesoară. Era un copil cu minte. Nu știm se ținea cartea de el sau el de carte, cert este că nu o mai lăsa din mână niciodată. Iar un rol important în formarea lui ca personalitate l-a jucat mama acestuia, Zinaida Roșca. Asta era ca lege, că dacă veneam de la școală sau de altă parte, numai decât aici sus era o librărie și numai decât trebuia să trec eu carte. Alionușca. Da, la Alionușca. Să vedem cu cartea acasă. Orice a scumpăr cărțile. Să le îmbib copiilor dragostea față de citit. Ba chiar mama i-a fost și profesoară de geografie, exact 3 ani. De la ea a moștenit curiozitatea de a vedea alte lumi, alte culturi. Nota 5 sau 10 acum nu era câștigată pentru ochi frumoși. Mama mi-a predat 3 ani de zile de geografie. Ți-ai minte? La internat. Să ce clasă îmi erați? A 5-a, 8-a. Din a 5-a până într-o inclusiv. Da. Între 5 și 8 minute acolo. Între 5, da? Deci eu aici 4 clase am făcut, dar 32. În clasa 1 e tot la internat. Aha. Și apoi 3 aici, 2, da, 3, da, 4. Așa, exact. Fotografie, elevii, niciun nu avea niciodată 2. Păi dar eu rugam pe mama să-mi mai povestească după amiază, seara, acasă, încă o dată lecție. Și am mai punea să mai citesc încă o dată. Păi, tu aveai numai cinci, ce erai băiat în istorie. Și trebuia să învăț la geografie, bine, că era rușine de mama. Copiilor le plăceau tare geografie. Nici cabinetul de geografie, unde lucra doamna profesoară și mama lui, Zinaida Roșca, nu mai este la fel. Iată, mama mi-a predat și mie geografie aici. 3 ani la rând, din a 5-a până între 8-a. Acolo era masa învățătoare și eu stăteam în banca întâi. Erau alte bănci, erau bănci albe. Dacă eram mici, ne spărea cabinetul enorm, mult mai mare. Da, 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 e același, e același. Și banca era mai mare, da. Era până aici, cred. Era primul în clasă în toate. Profesoarele îl puneau să numere vrăbile ca să nu stea degeaba. Era la lecție, era cu minte, da. Așa, era mai zburdarec. Când te mai rog așa, te puneai să numere vrăbile, ți-a minte? Da, 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 da. Învățătoare de clasă primare. Deci și el spune, dar eu rezolvam din problemă carnezată, deci am numărul pe astea care s-a colat. Da. El zbura, nu știu de da, 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 da. Cât de mult nu s-ar fi străduit Ion Roșca, tatăl celor 3 copii, ca urmașii să calce pe urmele părinților, nu i-a reușit.
fiecare din ei a apucat pe căi diferite. Niciunul nu a devenit agronom și nici profesor, ocupația de bază a mamei. Iacob, fratele mai mare, a devenit contrabasist. Sora Maricica a îmbrățișat limbile străine, iar Iurie Mezinul, jurnalismul și științele politice. Nu i-am orientat. Nu a devenit niciun învățător și nici agronom. Dar ați vrut să devină învățător? Nu, eu n-am vrut nici într-un fel. Am fi vrut ca ei să devină ceea ce vor și ceea ce pot. De mici, el arăta ca un fel de acrobat. Că am mers câți ani acum? 2 ani sau câți ani? 3 la gimnastica sportivă. Și făcea diferite trucuri, știți? Și el m-a trecut la not. Da? Not. Și pe urmă canotaj, da. Canotaj. Nimeni nu s-ar fi gândit că Iurie va deveni jurnalist, dar mai ales politician, chiar dacă avea abilitățile necesare încă de când număra vrăbiile de pe gard. Totul început dintr-o glumă, când fratele mai mare s-a întors într-o zi de la Academia de Arte, unde studia contrabasul, și i-a sugerat mamei că Mezinul ar putea deveni jurnalist. Cu atât mai mult că aceste două instituții erau amplasate la câțiva metri distanță. Ideea i-a surâs și lui Iurie. Deci era o facultate foarte prestigioasă și eu m-am încercat după școală și n-a reușit. N-a reușit, prima n-a reușit. Acolo 25 de aspirați pentru... Era foarte, foarte greu să intre, erau numai copii cuiva. Și la... dacă și-a pus în gând să intre, anul ăsta a scris câteva ei. Materiale pentru, cum se numea atunci, universitate, nu-i corespondent. Corespondent titular, da. Facea materiale pentru tinerii Moldovei și a doua an când a încercat să intre, deja era cunoscut ca jurnalist. Avea câteva materiale foarte interesante și a reușit să intre a doua oară. Viața familiei Roșca era dependentă de schimbările ce se petreceau în viața profesională a tatălui. Ion Roșca a absolvit Institutul Agricol, iar după ce a fost membru al gospodăriei colhoznice, de pe atunci a fost mutat cu serviciul la Telenești, la centrul raional și după aceea la Chișinău, la o instituție care se ocupa de selecția semințelor. Bineînțeles, soția acestuia, Zinaida Roșca, și cei 3 copii, Iacob, Maria și Iurie, l-au urmat. De la 7 ani, Iurie deja se considera chișinăuian în acte. Toată familia îl susținea pe Mezinul casei. Mama și tata îi erau alături la toate protestele și mitingurile pe care le organiza în Piața Marii Adunări Naționale. Participam și eu. Erați și dumneavoastră în piața acolo? De fiecare dată. Da. De fiecare dată. Dacă nu reușeam de la început, duneam la o jumătate, dar tot veneam. După slujba, după biserică, da? După biserică, ne-am drept acolo. Prima când tata era în spital, tot așa mai ce îi venim de la el, la tine așa, la tine era mai tăcem. Tata a fost un militant foarte activ în echipa noastră. Deja fiind la pensie, s-a angajat în toate activitățile noastre, era responsabil de Rănul Telenești. Dar și aici în Chișinău a avut multe activități, prezent întotdeauna. Atunci când vor veni cu zecile și sutele de mii, când se va face mai cald, când drumurile vor fi dezăpezite, când oamenii vor putea circula liber, sunt convins, în foarte scurt timp, ei vor fi cei care ne vor căuta pe noi, nu noi pe ei. Așa a devenit Iurie Roșca cunoscut, un protestatar înrăit împotriva guvernării de atunci și un politician care nu se teme să spună lucrurilor pe nume. Doar câteva momente la Asfalt de Moldova, Iurie Roșca își revede rudele din Hirova. Vezi cât de pompos a fost întâlnit. În satul Hirova descoperim o altă jumătate frumoasă din familia lui Iurie Roșca. Verișorii îl așteptau în fața primăriei cu pâine și sare, dar și cu licoarea lui Bahus, cum numesc ei vinul în localitate. Pe drum spre primărie însă, Iurie Roșca a ținut să ne arate cișmeaua la care mergeau să-și potolească setea copiii din familia Roșca după câteva ore bune de zburat în cosmos. Am impresia că jetul era mai puternic când eram noi mici. Noi prea mici nu-mi se părea mare tot izvorul ăsta. Mm-hmm.
E rece și cristalină. Aici se adăpau și vitele. Venea lumea dimineața, ducea vitele la păscut. Seara când întorcea vitele, se adăpau și aici. La fiecare colț din satul Hirova, găsești câte un om care îți poate spune că e văr cu Iurie Roșca, fără să conteze gradul de rudenie. Cei mai apropiați însă s-au adunat în fața primăriei din sat și îl întâmpină așa cum se cuvine unui oaspete mult așteptat, care dă mai rar pe acasă, numai de sărbători. Gustați din Lobachus, băutura Lobachus. Ăștia sunt verii mei, Catiuța și Nicolae, verii mei drept. Și dânsul e cel mai în vârstă, vă, Vadim Tic. Fiți sănătoși, bine v-am găsit! Sănătate! Totuși, locuitorii satului Hirova nu au de ce se plânge. Iurie Roșca nu uită niciodată de unde a pornit. Pentru săteni, el încă mai este un exemplu. Noi ne-am pornit, niciodată nu uităm ca să ne împărăși. Într-un timp era el un stâlp pentru noi în Republica Moldova, pentru satul nostru. Ne-a ajutat la construcția drumurilor, au fost niște drumuri pe aici, la reparația drumurilor, la cu frântână în cap și ala, contabila șef, a făcut. Trebuie să ați jumătate de sat. Frântână așa e chiar cu culturul dumneavoastră, s-o reînnoit. Și am mai avut lumea. A te duc tu, parcă, necăjeană de zălpa. Și a pe ductul, apoi fântâna și apoi urma pe ductul și tot s-a primit ca lume, da? Dacă pentru unii, în anumite situații, Iurie Roșca a devenit o decepție, cei din satul Hirova nu și-au pierdut încrederea în politician. S-a născut în satul nostru. Noi n-avem și vorbi de... Un politic nou în politica moldovenească, zicem așa, care foarte mult a făcut pentru sat și a făcut și pentru țară. Dacă domnilor spun că atunci a fost greșit, eu vă spun că a fost un pas foarte rațional și gândit. Noi dorim succes, domnilor, sănătate. Și ce își pune la cale să se depinească, ca țara să fie o țară mult mai dezvoltată decât este acum. Și verii lui Roșca își asumă responsabilitatea pentru ce este Iurie acum. Fiind mai mari, l-au educat, iar acum se mândresc că acolo, în capitală, au o rudă influentă. La mată, el avea 2 luni. Și ei sprați. Și ei sprați. Când am venit mai mare. Când am venit din armată, el avea 2 luni. Și eu, ca nepoata mamului, mi-a trimitit să-l mai ajut. Mă scotem afară, la un stat. La joc. Trebuie ca mai asalte modificări. Atunci era așa cum timpul. Și l-am crescut de micuț. L-am educat, nu l-am educat rău. Peste vreo 2 case de la primărie și părintele Petru așteaptă pe Iurie Roșca cu pâine și sare. Știe că de fiecare dată când vine în sat, neapărat trece să-l viziteze și să se roage pentru cei apropiați. Suntem foarte bucuroși că intrați la noi și vă primim cu multă bucurie și cu dragoste. Dragostea față de Dumnezeu i-a cultivat-o bunica. În fiecare duminică de mână cu ea, mergea la biserică în satul vecin. Iurie a făcut și o bibliotecă cu cărți bisericești aduse din România. E cam mic, dar cu timpul a să îmbogățăm astea cărți pe care biblioteca. Majoritatea dintre ele le-am adus de la București. Prietenul meu, Sorin Dumitrescu, fondatorul editurii Anastasia și a Fundației Anastasia, mi-a dat o sumedenie de cărți. Unele dintre ele sunt puțin deteriorate pentru că s-a întâmplat un incendiu la depozit. Da. Și, dar contează, contează conținutul. Da. Sunt cărți bisericești, cărți a sfinților care sunt de folos pentru sufletul și trupul la noi. Părinte, asta e icoana ce da. Am adus mea atunci. Icoana Sfântului Recredincioșului. Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, în care a fost donată domnul președinte, care noi suntem foarte mult răspunători și cinstim pe Sfântul și cinstim și pe dumneavoastră că ne acordați ajutor și un sprijin. Toate vacanțele Iurie Roșca le petrecea la Hirova împreună cu verișorii. Marusa! Este? Cele mai mari năzbâtii le făceau împreună cu verișoara Marusa. Aici, Moș Ionel, ține cai. Era cam așa, are cai, 2 cai frumoși.
Ne cam temeam noi să ne apropiem de cai. Dați călătorit? Da, ne suia pe cai. Ne temeam, dar el ne suia pe cai și ne plimba pe aici, pe Bogradu, mai departe nu. Mătușa Catinca, sora tatei, îl aștepta pe nepotul Iurie Roșca lângă cuptor. Nu se mai poate mișca la fel ca înainte, dar cu siguranță ține minte bine toate năzbâtiile copiilor. Cu toate că rudele spun că Iurie era un băiat foarte cu minte. Era alții mai mari. Care copil e mițel când e cu minte? Care copil e mițel când e cu minte? După răspunță acolo trebuie să... Tăță să năzbute omul. Spune-mi cu el. El e și am un cu minte, dar atunci era copil cu minte și ne-a mai văzut. Și babi frumos. Noi din tăti neamurile eram cel mai aproape, pentru că noi pe hudiță coborăm de la noi, de la casă, încoace, în Ogradă. Cel mai, cei mai apropiați aici venim. Da. Da, puteam la Valiu lua. Fugem de Sorme, noi doi băieți, și fugem încoace la alți doi băieți, verișorii noștri. Și Sormea s-a luat pe noi. Ja, luați-mă și mine, aici băieții să joacă. Verișoara Marusa îl întâmpină pe Iurie cu plăcinte cu brânză și borș scăzut, cele mai căutate bucate la Hirova. La masă, amintirile se dea până și mai ușor. Am venit acasă din armată de 4 ianuarie 62. M-am punit în 61, 28 decembrie. Și am ajuns 4 ianuarie. Și am venit la voi atunci, știi? Dar nu, tu erai mițel, nu știi. Și dai din cioare acolo, te zici, cai după sobă. Și zic, și dacă aveam un băiețel și mamă. Ei m-au primit și pe mine deamă. Adică am venit la dârșii, pe oare, cu tatăl. Aici era mai stat la mază, am fiecare să iau mai mari. Mă cunoșteau ele, mă știau. Le-am zbrânit niște bomboane, spun el că le-am zbrânit bomboane. Eu ți-am minte, tine. Bomboane. Așa la culoare, mă închis. Bomboane? Da, mărunțele. Și le-am zbrânit așa pe cuptor, noaptea au venit. Doamne. Le-au aruncat așa aia pe cuptor, dar noi, eu m-am trezit, chiar am mai mărișoare și le-am mai mărunțai. Și am strâns mai mult, chiar am zaga. Cele mai importante probleme în familia Roșca se discutau seara la cină. Nimeni nu se așeza la masă dacă nu era capul familiei acasă. Așteptam să vină tatăl de la lucru să mâncăm împreună. El desfăr pleca în deplasare prin sate, fiind agronom, pleca de la Chișinău în gospodările experimentale pe care el le patrona și atunci desfăr venea mai târziu acasă. Așa? Și de pe drum spunea că eu vin, știți, nu am grijă. Da. Probabil tot la acele consilii a fost discutat și viitorul fratelui mai mare, Iacob. Își dorea foarte mult să devină muzician. Tatăl Ion însă nu putea accepta acest lucru nici în ruptul capului. Să devină fizician sau un alt om de știință, pentru că învăța foarte bine. El a spus, dacă nu o să-l dau la muzică, el o să fugă și o să duc în muzică. Dacă e de micuț, a învățat în școala muzicală de copii, băiatul și fata. Dacă spune că m-a zis tata, eu când am intrat la ucirii, am intrat... Tatăl era absolut cont. Și el a spus, eu am avut 3 copii, acum am 2. Nu te-ai făcut agronom? Când am făcut 10 clase aici în școsirătorul, dar nici nu a fost niciodată acolo. Niciodată. Totuși, Iacob Roșca nu a renunțat la visul lui. A plecat din țară în anul 1983. A cântat la contrabas aproape în toată lumea. 25 de ani a trăit printre străini, iar de 5 ani a decis să revină definitiv acasă. Într-un final, tatăl i-a acceptat dorința când a fost angajat într-o orchestră din Kiev. Salariul 440, primul salariu era 440 de rubli. Era o chestie asta? Tatăl zice, nu poate să fie așa ceva. Zice, un mareșal, orchestra simfonică. Un mareșal a armatei sovietice are 400. Și tu ai 440. Atunci am recunoscut că am făcut ziua. Sora mijlocie, Maria, a studiat spaniola și engleza la Universitatea de Stat din Moldova. Nu și-a putut găsi un loc de muncă în țară care să-i ofere și un salariu satisfăcător. Din 1995 locuiește cu familia în Spania. Este ghid turistic, ba chiar și-a deschis propria afacere. A fost nevoie să plece, nu-și găsea loc de lucru în oraș. Deci acum și mai grav. A lucrat la Biblioteca Națională câțiva ani, după aceea am mai încercat. Era foarte greu să găsești un post de lucru cât de cât ca să te poți întreține. Îi propunea să rămân la universitate spre dea, dar îi dau cât 150 sau 250 de acolo și spune cu banii ăștia nu spune. Ei erau salarii mizerabili, trebuia să rămân la catedră, da.
Cei trei copii ai familiei Roșca se înțelegeau de minune. Fratele mai mare, Iacob, era șeful în casă. Tot el era cel care suferea de pe urma fiecăruia. 4 ani e mare diferență la copii. Eu eram mai ca într-o familie normală, patriarhală, eu eram responsabil de copii. Ei erau copii și eu eram mare. S-a născut Iura, eu aveam 4 ani și le-am umplat la magazin să-i aduceam lapte. Pentru că eram mare. Totdeauna am fost mare și la 4 și la 14. Și îi făceam răzbâte, eu răspundeam. Trecerea de la țară la capitală s-a produs brusc și acum își amintesc cum au schimbat prispa pe un balcon la etajul 4. Tata a închiriat un apartament la etajul 4, apartamentul 45 de la familia Lipatov, care, cum era pe atunci, lucrau la nord. Și aveau un apartament cu 3 odăi, în una își păstrau mobila și în celelalte 2 locuiam eu, tata, mama, fratele meu, sora mea și bunica. Și aici, în curtea, să ne jucam cu copiii. Și era foarte comod pentru că grădinița mea era aici, iar fratele meu și sora mea, care sunt mai mari, umblau la școala 32, aici, acum liceul Iulia Hrășdeu. Și sora mea, care era clasa 2, venea prin curte, trecea strada și mă lua de mânuță acasă. La școala 32 a învățat și Iurie Roșca timp de 3 ani. Apoi, când s-au mutat într-un alt apartament, și-a schimbat și școala. Eu am trecut pe urmă la internatul numărul 4, școala internat numărul 4, unde mama mea lucra învățătoare, instituție care după aceea s-a reorganizat în liceu, acum e liceu, dar atunci era școală internat cu profil sportiv. Erau selectați tinerii din toată Republica Moldova de atunci și eu am rămas la gimnastică. Din clasa 5 am început să practic gimnastica. Până atunci am practicat gimnastica în clasa 2 și luptele libere între a 3 și a 4. În tinerețe era un adevărat atlet. Când a intrat în sala sportivă de la școala internat, îl apucase dorul de a se ridica la bară, așa cum o făcea pe vremuri. Chiar dacă acum nu mai face 40 de ridicări la bară, până nu de mult era în stare să meargă în mâini pe holurile Parlamentului dintr-un capăt în altul. În clasa 8 făceam 40 de ridicări la bară. Deja în clasa 9, când am trecut la școala numărul 1, 40. Aici 42 și deja peste vară, spre toamnă, deja numai 40. Era o chestie, în orice caz, în școala numărul 1 era record. Oare aceeași bară? Ajung și-și. Roșca a absolvit liceul Gheorghe Asachi, pe atunci școala numărul 1. A alergat pe holurile instituției din clasa 8-a până într-a 11-a. Acolo a învățat primele cuvinte în franceză. Acum o vorbește la perfecție. Bonjour! Noi ne scuzăm pentru deranj, numai așa puțin să ne amintim când am fost și noi pe aici elevi. Quel est ton numéro de téléphone? A quelle heure se finit le leçon? Il y a des petites portes, mais ce n'est rien. À quel étage habite-elle? C'est une bonne question. À quel étage habite-elle? Cu verișorii din Hirova nu își permite să vorbească franceza, chiar dacă atunci când se întâlnesc vorbesc despre toate în lume. La vărul Mitică, care locuiește la marginea satului, ajunge mereu după ce a trecut pe la celelalte rude. De asta e Mitică veșnic supărat. Iurie ajunge la el noaptea. Bună ziua, Veruța! Veruța! Ce să griu, măi, ai venit? Da, păi, dacă satul e mare și verișorii sunt mulți. Bună ziua! Bună ziua! Toate neamurile sunt fericite când îl văd la poartă. Când se întâlnesc, nimic nu-i mai poate opri din glumit, pentru că toți cei din clanul Roșca se împacă bine cu simțul umorului. Nu au dus batoșa că este și primar, mai ani și de un umor, mai e dintre primar. Da, primar, președinte. Președinte,
ăsta. Luca, Timofte ăsta. Dacă nu ai chicat atunci, noi am vrut, mă întreb și eu, să am vierișoară. Primul pahar de vin pe care îl gustă în casa lui Mitică și a Veruței este turnat din ulciorul în formă de cal. La 60 de ani. A venit cu băiații, cu verișoarele. Mărul era și eu adus cu ea. Când ați împlinit 60 de ani? Da, 2 ani urmă. Să-i nepotecut. 2 ani, acădem 2 ani în rădăcut. Ar sta la taclale zile în șir cu cei care și-au lăsat amprenta în viața lui Iurie Roșca, dacă nu l-ar aștepta capitala. Rămâi cu Asfalt de Moldova. Iurie Roșca povestește fără ocolișuri despre divorțul prin care a trecut. De la ora 8, Iurie Roșca își servește cafeaua la birou împreună cu cei mai tineri membri ai partidului. Aici își scrie articolele pe care mai apoi le adună într-o carte. Până și lecțiile pe care urmează să le predea studenților de la Universitatea Populară, în acest birou sunt gândite. Tot în acest oficiu e loc pentru confesiuni. Iurie Roșca a cunoscut-o pe Larisa la 20 de ani, pe când era student la jurnalism. Erau de aceeași vârstă și au absolvit aceeași facultate. Peste 2 ani au jucat și nunta. Au construit un cămin timp de 30 de ani. Au 3 copii, Ștefan, Alexandra și Oana. Fiul a făcut sociologia la Timișoara. Acum își dezvoltă propriile afaceri. Alexandra, în vârstă de 24 de ani, face studii post-universitare la București și lucrează într-o firmă de proiectări. Mezina, Oana, are 14 ani. Este elevă în clasa 8-a. Studiază opțional limbile franceză și engleză. Oana vrea să calce pe urmele tatii și să devină jurnalistă. A fost căsătorit 30 de ani, dar soarta i-a rezervat un alt scenariu. S-au separat fără mare tamtam. Noi suntem o familie de oameni așa, mai echilibrați, mai reținuți și din asta nu s-a făcut caz, scandal sau discuții suplimentare. Așa a fost să fie, așa s-a întâmplat, ce să facem, mergem înainte. Am înțeles ce anumică? Ce-a spus? Eu înțeles, eu asemenea subiecte în general nu le prea dezvolt. Am păstrat cele mai bune relații în familie, nu aveam probleme. Și cu soția? Da, sigur. Zinaida Roșca își amintește și acum de fetița educată, subțirică și cu părul negru. Prima și ultima pe care o are acum. O dus-o. Avea 21 de ani și după câteva, după scurt timp, după cât timp ești cunoscut, te-ai căsătorit? După 2 ani, da? După căsătorit cu ea și nu a avut fete, dar a avut o fată, după cât știu eu. Foarte modest, foarte uscat. Acum Iurie vorbește cu mare mândrie de cei 3 copii, Ștefan, Alexandra și Oana. Doar că încă nu are nepoți pe care să-i învețe carte. Cel mare a spus că vă tot bateți la cap ca să se căsătorească. Da, când maică-mea bunică și zice, da, trebuie să mă aranjez și ceva. Să aibă casă, masă, nu, așa e în ziua de azi, nu e așa de simplu. El stă undeva la gazdă, stelă să... Păi vine în fiecare zi, da, stă undeva separat, că e prea mare să stea împreună cu părinții. Nu? Până apar nepoții, Iurie Roșca își adună amintirile grămadă în cărți de memorii. El are ce să povestească discipolilor despre viața lui tumultoasă.